Primarii PSD tratează culoarea politică pentru fonduri. La finalul săptămânii trecute, deputatul Dan Marian a organizat o întâlnire cu primarii de opoziție ai județului și a încercat să-i șantajeze cu invalidarea proiectelor de investiții pe bani europeni, dacă nu trec în barca portocalie. Unii dintre socialdemocrați chiar s-au arătat dispuși să renunțe la partid pentru fonduri. Întâlnirea l-a supărat pe șeful Consiliului Județean Vaslui, care spune că fondurile europene nu pot fi acordate de deputat, iar acțiunea acestuia a fost una josnică, murdară, golănească. Profit de faptul că mă aflu în fața dumneavoastră și doresc să-mi exprim foarte succint nemulțumirea față de modul de lucru a unor deputați și senatori din partea Partidului Democrat Liberal vis-a-vis de primarii PSD din județul Vaslui. Nu este permis nimănui, nici chiar președintelui țării, să se amestece în asemenea probleme. Repet, n-am făcut-o, n-am să o fac, mi-ar fi rușine să chem un primar la mine de la PDL sau de la o altă culoare politică și să-i spun, fii atent aici, dacă vei candida să-l pun și mai și semneze din partea PSD-ului, o să-ți dau, o să-ți fac și o să-ți dreg. Un asemenea mod de lucru nu este demn de un parlamentar din România. Supărat s-a arătat și președintele socialdemocraților de la nivel de județ, care a știut de această întâlnire, dar a preferat să o facă publică abia acum. Acesta a declarat că nu tolerează acțiunea lui Marian și că acesta este principalul infractor al județului. Întreba ce se întâmplă cu acei primari care au trădat partidul? Ei bine, șantajul e important, iar acei oameni de caractere PSD-ului au fost atrași într-o cursă pentru acapararea de mai multe fonduri. Vom protesta în mod public împotriva modului discriminatoriu și a șantajului permanent exercitat de reprezentanții PDL, în special de deputații și senatorii PDL, asupra primarilor și consilierilor PSD. Clar că șantajul este o infracțiune foarte gravă și ca urmare a faptului care s-a petrecut zilele trecute la restaurantul Everest, cred că Dan Marian poate fi socotit primul infractor al județului. Bineînțeles, am trecut chiar pe acolo la chestiunea aceea. Eu vă spun sincer că nu accept asemenea chestiuni, după cum știți, în repetate rânduri am combătut aceste maniere. Vă cunosc toate modalitățile manipulate. Deci nu mai stați cu prostiile astea. Gândiți-vă la infracțiunea pe care o comite deputatul, că în rest degeaba îmi spuneți mie. Nu știu, deci spuneți ce vreți, oricum nu vă voi acorda niciun credit, atâta timp cât dumneavoastră nu veți fi de partea dreptății. Pentru că eu consider că drept este să lupți împotriva infractorilor. Dacă presa închide ochii, așa cum ați afirmat, domnul Buzatu, noi rămânem să adresăm o singură întrebare. PSD închide ochii în fața trădătorilor? Vom reveni cu amănunte din acest război politic vasluian. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat miercuri reluarea protestelor față de prevederile legii educației și nivelul finanțării sistemului, dacă cererile pe care le vor face către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului nu vor fi luate în calcul. În întâlnirea de la nivel național s-au dezbătut mai multe aspecte ale sistemului de învățământ în 2011, care îi nemulțumesc pe dascăli. Într-adevăr, ieri a fost o ședință a Colegiului Național al Liderilor FSLI la București, în care s-au luat trei decizii majore, să zicem, dar privitoare la activitatea imediat următoare. Deci nu este vorba de decizii care să vizeze până la sfârșitul anului 2011. Prima decizie este cea legată de constituirea unui grup de lucru pentru o inițiativă legislativă de modificare a actualei legii a educației naționale pe 5 componente esențiale, pe care așa le-am văzut noi la momentul acesta, dar e posibil să nu rămână doar cele 5. Acest grup de lucru va analiza încă o dată legea educației naționale și va încerca întâi de toate să identifice absolut toate neconcordanțele care există în această lege. De asemenea, o altă componentă care s-a luat în discuție este cea legată de neacoperirea salariilor până la sfârșitul anului, mai ales în învățământul vocațional, așa cum arată bugetul aprobat în acest moment,
Și s-a convenit ca cei din învățământul vocațional să înceapă pichetarea Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât să se aloce suficienți bani pentru învățământul vocațional în perioada următoare. Primele proteste vor consta în pichete la guvern și la Ministerul Educației, dar nu s-a vorbit despre o declanșare a grevei generale în următoarea perioadă de timp. Acest lucru îl vom solicita Ministerului printr-o adresă scrisă, să reîncadreze întregul personal și probabil în urma refuzului, dacă va exista un refuz din partea Ministerului Educației și Cercetării de reîncadrare în conformitate cu legea 221 și respectiv cu legea 330, atunci este posibil să încercăm anumite mișcări revendicative, dar după consultarea membrilor de sindicat. Deocamdată nu este vorba de declanșarea niciunei greve în învățământ în perioada imediat următoare. FSLI este cea mai mare federație sindicală din învățământ cu peste 190.000 de membri. Dascălii cer creșterea salariilor cu 34% în cazul personalului vocațional și modificări în ceea ce privește actuala forma legii educației. Edilul municipiului Huș se ține de promisiunile făcute în campania electorală. După ce a modernizat parcurile din Huș, a venit rândul străzilor și trotuarilor să intre în proces de reabilitare. Consilierii au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aparținând obiectului de investiție, reabilitare și modernizare străzi în municipiul Huș. 37 de kilometri de străzi în Huș vor intra în lucrări de modernizare. Primarul dorește să schimbe la fața orașul dintre vii și face tot posibilul să termine ce a început în acest mandat. Am avut o ședință săptămâna trecută unde am avizat indicatorii tehnico-economici pentru celelalte 17 kilometri de străzi care nu erau prinse în planul integrat de dezvoltare. Un proiect care l-am depus la Ministerul Dezvoltării. Sper să aibă viață și sper că odată cu aprobarea acestui proiect promisiunile mele față din punct de vedere a infrastructurii în municipiul Huș referitor carosabil trotuare să fie rezolvate în totalitate pe toate străzile din municipiu. Edilul a mai precizat că aceste modernizări sunt dorințele hușenilor și promisiunile făcute în campanie electorală pe care dorește să le transforme în fapte. M-am angajat în campanie electorală, dacă mai țineți minte sau dacă mai aveți posibilitatea să vă uitați, în 4 sau 5 lucruri importante. Bineînțeles că aveam mai multe, dar cele mai importante era infrastructura municipiului Huș, aici mă refeream apă canal cu tot sistemul ei de tratare, epurare, modernizare străzi, modernizare parcuri, șosea de centură și nu în ultimul rând învățământ, spitale. Acesta este un pas semnificativ pentru un proiect ambițios pe care municipalitatea speră să-l ducă la îndeplinire cât de curând, și anume crearea unor străzi civilizate în orașul dintre vii. Sunt în stadiu de aprobare și alți 9 km de drum ce va fi asfaltat. O adeverință necesară la dosarul de ajutor social îi ține pe Vasteni la cozi interminabile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Amănunte primiți la știrile pe scurt. Aproximativ 200 de familii din 18 scări de bloc branșate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic vor îngheța în locuințe. Proprietarii au fost preavizați că vor rămâne fără căldură în cazul în care nu achită facturile restante la Termica SA. În total, debitele pentru cele 18 scări de bloc sunt de peste 250.000 de lei. Pe lângă facturile din acest sezon rece, respectivele familii au restanțe la plată din anii trecuți. Noi am decis să închidem centrala termică de Vartal din zona Dimitrie Bolindineanu, precum și un punct termic din zona Scarlat, a declarat Dănuț Chirvase, directorul SC Termica SA Vaslui. Populația municipiului Vaslui are de plătit pentru agentul termic furnizat în ultimii ani peste 18 milioane de lei, sumă în care sunt incluse și penalitățile de întârziere. Societatea de termoficare nu poate furniza agent termic în această iarnă pentru aproximativ 1.000 de familii din cauza că apartamentele acestora au rămas singurele din scările de bloc branșate la sistemul centralizat. Potrivit oficialilor primăriei Vaslui, în oraș mai sunt acordate la sistemul centralizat de termoficare aproximativ 2.000 de apartamente, însă Termica SA va putea furniza căldură doar pentru o jumătate dintre ele. O adeverință necesară la dosarul de ajutor social îi ține pe vasluieni la cozi interminabile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ieri aproape 500 de vasluieni au umplut aproape la refuz holul Agenției Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar funcționarii instituției au făcut cu greu față mulțimii. Veniți din toate colțurile județului, oamenii au sperat să termine repede treaba și să se întoarcă acasă. Din păcate au pierdut ore întregi pentru o hârtie. Sunt de la ora 7 dimineața pentru adeverință și e o aglomerație mare aici. Nu avem venit de nicăieri și nu avem încotro, fiindcă trăim și noi cu asta, a spus un bărbat din Zăpodeni. Conduce
alegerea instituției a decis suplimentarea numărului de salariați la preluarea dosarelor. Sute de elevi din municipiul Vaslui au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, iar numărul acestora este mai mare de la an la an. Din punctul de vedere al directorilor de școli, nesupravegherea elevilor și plasarea lor în grija rudelor afectează evoluția copiilor pe scara educațională. De la fiecare unitate de învățământ, aproximativ 30-40% dintre elevi au unul sau ambii părinți la muncă în străinătate. În multe cazuri, aceștia au o situație bună la învățătură, însă plecarea părinților la lucru peste hotare este unul dintre factorii favorizanți ai abandonului școlar. Scumpirea carburanților a dus la creșterea automată și a costului transportului, respectiv al mărfurilor transportate. Coroborat cu faptul că prețul grâului de import a crescut apreciabil în vara trecută, prețul pâinii și al produselor de panificație s-a apreciat cu 10-15%. Aceasta în ciuda afirmațiilor susținute de specialiștii din guvern, inclusiv ale Ministerului Agriculturii, Valeriu Tabără, care susținea la sfârșitul lunii noiembrie că nu sunt motive economice pentru scumpirea alimentelor, cu atât mai puțin a pâinii sau a produselor de panificație. Această afirmație a fost intens contestată de Federațiile Producătorilor Agricoli, care la unison au tras semnale de alarmă cu privire la iminenta scumpire. Deja vasfenii au început să cumpere încă de duminică pâine la un preț majorat cu 10-15% în funcție de sortiment. Pâinea cea mai căutată, cea de 300 de grame, care costa până acum un leu, acum are un preț cu 10 bani mai mare la majoritatea producătorilor. La acest final de săptămână, PSD-știi vasluieni vor organiza Liga PSD aleșilor locali, eveniment care îl va avea invitat și pe președintele PSD, Victor Ponta. Se vor prezenta rapoarte și se va discuta despre obiectivele partidului. Partidul Social Democrat Vaslui va organiza la final de săptămână Liga aleșilor locali. La eveniment vor participa toți aleșii PSD, reprezentanții Consiliului Județean și se vor prezenta rapoarte pe anul ce tocmai a trecut. Duminică, 23 ianuarie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, va avea loc Liga aleșilor locali ai Partidului Social Democrat. În cadrul căreia se vor prezenta rapoarte de activitate pe diferite teme, se vor lua măsuri organizatorice pentru alegerea noilor structuri de conducere a Ligii aleșilor locali. Vor participa toți aleșii locali ai Partidului Social Democrat, consilieri, primari, viceprimari, consilieri județeni, președinte, vicepreședintele Consiliului Județean. De asemenea, sunt invitați să participe membrii Consiliului Județean al Partidului Social Democrat. PSD-știi vasluieni vor să facă și o propunere cu această ocazie biroului permanent al PSD, propunere ce să vizeze obiectivele pentru următoarele alegeri. Va participa la Ligă și președintele Victor Ponta. Vom lansa în cadrul acestei reuniuni și o propunere a biroului permanent PSD, aceea de a fixa ca obiectiv al alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, atingerea celui mai bun scor pe țară. Noi am fost plasați pe locurile 2, 3, 5, 7 până acum. De data aceasta vrem să ne fixăm ca țintă locul 1. Prezența președintelui partidului este determinată de Liga aleșilor locali, dar noi vom propune și o discuție legată de felul în care trebuie constituită alianța cu partidele de opoziție.
Peste 600 de reprezentanți ai aleșilor locali PSD, primar, viceprimar sau consilieri locali, vor alege biroul de conducere al Ligii Aleșilor Locali. Foarte probabil, Ponta va explica liderilor PSD din județ care va fi strategia de urmat pentru acest an, mai spun surse din această formațiune politică. Medicii de familie vor avea obligația de a asigura continuitatea asistenței medicale primare în așa numitele centre de permanență în afara programului de lucru. Cei care vor refuza să lucreze în aceste centre vor fi penalizați de contractele pe care le au cu asigurările, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății. Inițiativa aflată în dezbatere publică pe pagina de web a Ministerului Sănătății stabilește că medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și care își desfășoară activitatea în locațiile arondate teritorial la centrele de permanență sunt obligați să asigure continuitatea asistenței medicale primare în aceste centre, începând cu prima zi a săptămânii și până vineri între orele 15-8 dimineață. Zonele în care se înființează centre de permanență sunt stabilite de direcțiile de sănătate publică cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate și al consiliilor locale. Pentru serviciile acordate în cadrul centrelor de permanență, medicii de familie vor fi redistribuiți suplimentar la nivelul unui salariu al medicului specialist în regim de gardă. Vasionii cred că noua propunere vine în ajutorul pacienților, dar ar trebui ca Ministerul Sănătății să se gândească și la medici, pentru că aceștia nu pot avea un program atât de lung. Acum depinde dacă le convine să... Credeți că este în avantajul cetățeanului, tata spune? Și de una și de alta. De ce? Dacă stau mai mult pe program, pot câștiga bani mai mulți. Iar dacă nu, rămân la salariul care... Sunteți mulțumit de medicul de familie? Deocamdată, da. Nu, eu zic că e bine cum e până acum. E în avantajul cetățeanului, ca să spunem așa? Dacă ar muci și noi, chiar? Nu știu dacă ar fi. Știu, depinde de cazul bolii. Sunteți mulțumită de medicul de familie pe care da, aveți? Da, sunt foarte mulțumită. Dacă sunt cazuri, cred că în tot timpul ar trebui să pacienții care iar în grafic, trebuie să aibă tot timpul grijă de ei, nu? Sunteți mulțumită de medicul de familie? Da. Dacă este cazul și sunt oameni bolnavi și așa, da. Este da. În avantajul pacientului? Cred că da. Și în avantajul lui, cred, probabil. Sunteți mulțumită de medicul de familie? Eu nu sunt din localitate, sunt din Brașov, da. Oficialii Ministerului Sănătății susțin că urmăresc prin extinderea centrelor de permanență ca accesul pacienților la servicii de asistență medicală primară să poată fi făcută indiferent de oră și de zonă, reducerea numărului de solicitări la serviciile publice de ambulanță, evitarea aglomerării structurilor de primire urgență ale spitalelor, precum și reducerea numărului de decese a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenței medicale. În Vaslui și în alte 16 județe din țară nu există niciun centru de permanență în contract cu casele de asigurări de sănătate. Produsele expirate încă sunt pe piețele vasluiene. Protecția consumatorului a amendat în a doua săptămână a lunii ianuarie peste 40 de operatori economici pentru nereguli constatate. În perioada 10-16 ianuarie anul curent, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vaslui a desfășurat un număr de 64 de acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor, 30 de acțiuni tematice de control și 34 de acțiuni inopinate și pentru cercetarea reclamațiilor și sesizărilor primite din partea consumatorilor. Verificările au fost efectuate în orașele Vaslui, 27 de acțiuni, Bârlat, 19 acțiuni, Negreș, 3 acțiuni și 15 acțiuni în mediul rural. Urmarea deficiențelor constatate a fost dispuse următoarele măsuri: oprirea temporară comercializării pentru produsele alimentare și nealimentare în valoare de 16.058 de lei, până la eliminarea sau remedierea deficiențelor constatate, oprirea definitivă a comercializării și retragerea din circuitul consumului uman pentru produse alimentare și nealimentare în valoare de 57.830 de lei. Pentru călcarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor, au fost sancționați contravențional 47 de operatori economici, fiind aplicată un număr de 30 de amenzi contravenționale în valoare de 28.850 de lei și 17 avertismente. În timpul verificărilor efectuate s-au constatat deficiențe privind comercializarea de produse alimentare și nealimentare în afara datei durabilității minimale sau termenului de valabilitate stabilită de producător, cârnați semiafumați, unt de masă, brânză topită, telemea, ciocolată sau lac de unghii, comercializarea produselor nealimentare pentru care există o ofertă de reducere de preț fără informarea completă și corectă a consumatorilor, nu se indica data la care încetează oferta și nu se indică prețurile reduse, se precizează numai procentul de reducere, nerespectarea condițiilor impuse prin graficul de traseu la transportul de persoane, nu s-a respectat ora de plecare a mașinii. În această perioadă a fost cercetată și soluționată un număr de 20 de reclamații primite din partea consumatorilor. În urma cercetării, 5 reclamații s-au dovedit a fi întemeiate, 4 reclamații au fost neîntemeiate și 11 reclamații nu au putut fi soluționate din cauza lipsei elementelor necesare cercetării.
Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au pus la dispoziția vasluinilor oferta de locuri de muncă. Dintre totalul de posturi vacante, peste 100 sunt disponibile în Vaslui. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui are în evidență peste 190 de locuri de muncă vacante. Cele mai puține posturi libere sunt înregistrate în Huș, iar cele mai multe în Vaslui. În această săptămână, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, sunt 197 de locuri de muncă vacante. Astfel, 106 sunt pentru Agenția Vaslui, 75 pentru Bârlad și 16 locuri de muncă pentru Huș. La nivel județean, pentru studii superioare există 3 locuri de muncă, iar pentru studii medii și profesionale sunt în evidență peste 190 de locuri de muncă. Cei interesați se pot adresa agențiilor teritoriale pentru mai multe detalii. Unde sunt amplasate radarele, aflați în rubrica Infotrafic. Polițiștii recomandă șoferilor să adopte o manieră prudentă de conducere fără bruscarea comenzilor vehiculelor, să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare, să utilizeze preponderent frâna de motor și să evite efectuarea depășirilor, care în asemenea condiții meteo rutiere se dovedesc extrem de periculoase. Radarele vor fi amplasate vineri 21 ianuarie pe drumul național 24 Vaslui Văleni-Solești, drumul național 24 Muntenii de Jos Crasna, drumul național 2F Vaslui Laza Ivănești, drumul european 581 Bârlad Bădeana Tutova, drumul european 581 Bârlad Zorlen Costești și drumul european 581 Huși-Albița-Drânceni. Conducătorii auto-începători trebuie să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiții de drum alnecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere. De asemenea, dacă au mai puțin de un an vechime în conducere, viteza maximă admisă pentru aceștia în afara localităților este cu 20 km pe oră mai mică decât viteza legală, spun polițiștii. Totodată, în această perioadă vor fi folosite la capacitate maximă aparatele video de supraveghere a traficului și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Drum bun! Nicușor Stanciu, de numai 17 ani, jucător la Unirea Alba Iulia, este la un pas de a ajunge în curtea lui FC Vaslui. În aceste zile este așteptat să se alăture echipei lui Viorel Hizo un puș de numai 17 ani. Este vorba despre Nicușor Stanciu, care evoluează la gruparea Unirea Alba Iulia. Tânărul fotbalist este și component al Unii Naționale a României. Oficialii ardelenilor au ajuns la un acord cu Adrian Porumboi pentru transferul lui Stanciu. Mijlocașul Nicușor Stanciu se antrenează alături de colegii lui de la Unirea Alba Iulia, iar transferul său la FC Vaslui este de actualitate. Însă mai trebuie puse la punct mici detalii pentru ca internaționalul să ajungă la echipa patronată de Adrian Porumboiu, a declarat președintele executiv al clubului Unirea Alba Iulia, Nicu Lupu. Nicușor Stanciu a susținut în 2010 probe de joc la Chelsea și la Stuttgart, iar în 2011 a fost testat de cei de la Celtic Glasgow. El a debutat în Liga 1 la 16 ani. Totuși, jucătorul care poate acoperi toate posturile în linia mediană ar putea fi folosit la prima echipă a celor de la Vaslui, abia din vară, în cazul că nu li se ridică interdicția la transferuri. Daniel Pancu se antrenează cu Rapid, însă nu are drept de joc din cauza că Liga Profesionistă de Fotbal nu l-a declarat liber de contract. Comisia pentru soluționarea litigiilor din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a amânat sentința în cazul Daniel Pancu, care solicită încetarea raporturilor contractuale cu gruparea vasluiană. Mijlocașul are acordul lui FC Vaslui de a se antrena cu Rapid, acesta efectuând deja mai multe antrenamente sub comanda lui Marius Șumudică. Totuși nu sunt probleme, e doar o formalitate. Eu mi-am încheiat conturile cu Vaslui, am hârtie acolo că am încetat raporturile contractuale. Nu există datorii din nicio parte. În două minute se va rezolva totul, a spus Daniel Pancu. Jucătorul mai are de așteptat până săptămâna viitoare decizia Comisiei pentru soluționarea litigiilor din cadrul LPF, pentru ca acesta să vină la Rapid din postura de jucător liber de contract. După 8 ani alături de FC Vaslui, Hăisan a ajuns la FC, echipă cu care dorește să câștige Cupa României. Cristi Hăisan a ajuns la un acord cu FC Brașov, urmând a semna un contract pe un an și jumătate cu echipa de sub Tâmpa. El a venit la formația brașoveană din postura de liber de contract. M-am înțeles cu FC Brașov și voi semna un contract pe un an și jumătate. Este un pas normal în cariera mea, venirea la FC Brașov, echipă la care voi da totul pentru deplinirea obiectivelor. Dacă la Vaslui am ratat șansa câștigării Cupei României, sper să câștig acest trofeu cu FC Brașov, a declarat Hăisan pentru site-ul oficial al FC Brașov. Hăisan s-a aflat sub contract cu gruparea vasluiană timp de aproape 8 ani, perioada în care a mai fost împrumutat la Constanța și la Bacău.
Cu 6 sportivi în loturile olimpice și alți 10 la loturile naționale de juniori, liceul cu program sportiv se numără printre cele mai bune licee de profil din țară. Liceul cu program sportiv Vaslui a avut un an remarcabil, rezultatele obținute de sportiv situând unitatea liceală pe un loc fruntaș la nivel național. În prezent, liceul condus de profesoara Mihaela Lefter are 4 sportivi la loturile olimpice, din care 2 la atletism și 4 la handbal. De asemenea, alți 4 atleți sunt în loturile naționale de juniori, acolo unde se mai regăsesc 5 handbaliști și un fotbalist. În 2010, LPS a avut și participări internaționale, astfel Mirela Lavric a reprezentat liceul la campionatul european de seniori în sală la 800 de metri, la campionatul european de seniori în aer liber, iar la campionatul mondial de juniori în aer liber a cucerit aurul, devenind astfel regina probei de 800 de metri la juniori, deținând în 3 rânduri titlul mondial. Tot anul trecut, Mirela Lavric a cucerit bronzul cu echipa de junioare la campionatul european de cross. În competițiile naționale, sportivii de la LPS au obținut numai la atletism 38 de medalii, din care 24 de aur, 5 de argint și 9 de bronz, iar la handbal echipa de juniori 1 a cucerit medalia de bronz la campionatul național, iar junioarele 4 în loc 5 la turneul final al campionatului național. La fotbal, doar juniorii ce au reușit o prezență la turneul semifinal al campionatului național. În prezent, liceul are cooptați 8 sportivi la centrele naționale olimpice de excelență la handbal, iar profesoara Viorica Pindilie este antrenor federal, grație rezultatelor de excepție obținute de-a lungul anilor, a spus Mihaela Lefter, directorul LPS Vaslui. Anul trecut, 16 sportivi au cucerit medalii pentru liceu, dintre care reprezentativă este Mirela Lavric, urmată de Diana Bogos, cu 4 medalii de aur, una de argint și una de bronz în competițiile interne la categoria copii 1 și Magdalena Moșneagu cu alte 2 medalii de aur și 2 de bronz. Concursul Cupa Unirii la Șah a adunat peste 20 de participanți. S-au acordat premii, diplome și materiale promoționale. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan împreună cu Direcția pentru Sport și Tineret și Asociația Județeană de Șah a organizat Cupa Unirii la Șah. Concursul a adunat 20 de elevi, iar cei mai meritoși au primit premii și diplome și materiale promoționale. Sperăm să obținem rezultate pe parcurs. Concursul reunește vreo 20 de sportivi, băieți și fete din școala Constantin Pufan, din clasele 5-8. Noi avem și premii deosebite pentru acești copii. Este un sport care se pretează pentru nivelul acestor, pentru modul de manifestare, mai bine zis, al acestor copii. Unii pot ei să se exprime foarte liber în acest joc, în șah. Premiile constau în diplome, în medalii, șepcuțe, brelocuri, pixuri, toate sunt oferite de Direcția pentru Sport a județului Vaslui. Câștigătorii concursului au fost Denis Ichim, Ștefan Varvara și Marian Delin, la băieți, iar la fete primele 3 locuri au fost ocupate de Eva Aprodu, Florina Meglea și Ioana Militar. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!